seara și vine să vin la propunerea cu exercițiile matematică. Așa, dragilor, iată, bine ne vedem, mai apucăm repede de treabă. Spuneam să încercăm să mai facem niște probleme de acestea, de care să ne punem mintea la și să elaborăm corect, clar, raționamentul. Mi se pare foarte ușor. Păi, hai să vorbim. Începem cu una. Matei deschide un dicționar și constată că suma numerelor celor două pagini de la care s-a deschis este 425. Care sunt numerele scrise pe cele două pagini? Matei deschide un dicționar. Aici tocmai am vorbit. Să urmânim și noi. Eu n-am înțeles-o deloc. Exact. Da. Matei deschide un dicționar și constată că suma numerelor celor două pagini la care s-a deschis este 425. Deci, să înțelegem așa. Când deschid o carte, așa am deschis-o, sunt două pagini. Aici și aici. Suma numerelor pe două, cele două pagini este 425. A plus B egal cu 425. Am notat cele două numere, da? Să se afle numerele. Da. Care asta? Numere sunt scrise pe aici? Da. Ia să vedem. Păi, noi știm că o pagină este cu unul mai mare decât cealaltă, așa că facem 425 minus 1 ca cele două segmente, două pagini să fie egale. Și apoi face 424, pentru că atâta ne rămâne împărțit la 2 și la B mai adăugăm 1. Wow! E bun în acel moment? Da, e foarte bun. Foarte bun. Uite, asta îmi place, o discuție de asta. Ai urmărit-o acum, da? Ideea. Și ți-ai dat seama că puteai să faci și tu așa. Deci ea s-a prins repede, că sunt două numere consecutive. Da? Da? Deci, practic, autorul trebuia să spună așa. Suma a două numere consecutive este 425. Să se afle numele. Dar nu faci așa. Umbracă într-o carte, că să vezi, nu știu ce, nu știu cum, da? Deci, așa. Uitați cum... mi-a plăcut și ideea cu segmentul. Metodă figurativă. Dacă ăsta e A, celălalt va fi A plus 1. Da? Plus 1. Ăsta e B1. Ok, că 1 mai mult. Și acum, împreună, fac 425, dăm surplusul deoparte 1. Deci, iată, ca în mod de redactare, după, fac figura așa. Sau, fac precizarea că A și B sunt consecutive. Da? A și B sunt consecutive. Și atunci, spunem că din 425 scădem un 1, surplusul, și face 424. Acum A a devenit egal cu B, nu? Și aici facem 424 împărțit la 2. Da? Fiindcă A egal cu B, înseamnă 424 împărțit la 2, face 212. Asta este A-ul, da? A-ul, ăla micul. Și atunci B-ul va fi egal cu 212 plus 1, egal cu 213. Da? Și cu asta am... Da. Deci asta înseamnă, ne-am prins, așteptăm să se așeze problema și în mintea celorlalți, după care pornim și discutăm. Un caiet costă 2 lei. Un manual costă cu 12 lei mai mult decât caietul. Un caiet, 12 lei. 2 lei. Un manual costă cu 12 lei mai mult decât caietul. Deci, înseamnă prețul la caiet plus 12 lei. Iar o culegere costă cât manual? Una culegere, da. Culegere. Costă cât manual? Egal ca preț un manual, da? Da. De câți lei are nevoie un copil pentru a-și putea cumpăra un caiet, un manual și o culegere, fără a-i mai rămâne rest? Deci vrea să cumpere un caiet. Manual, un caiet și o culegere. Un manual și una culegere. Și fără să-i rămână rest. Câți bani îi trebuie? Să gândim așa un pic problema. Deci el
vrea să ia un caiet, știi cât are, 2 lei. Un manual, știm cât ar face, e cu 12 lei mai mult. Adică? Adică un manual egal cu 2 plus 12 și o culegere egal cu 14. Cât manualul? Da. Și apoi 2 plus 14. Da, cât da. Se discută, mâna se ține jos, da. Pentru că în timpul ăsta se există o presiune nejustificată. Deci 14 și ești de acord cu ce spunește, da? Tocmai. Mai merita să ținem mâna sus? Nu. Deci 14 plus 14 și plus 2. Asta e suma. Adică să nu mai rămână rest, adică să aibă mai mult de atâta. Da. Deci sunt... Trebuie să aibă mai mult, dar să aibă mai rămână. Să aibă fix suma asta. Să aibă suma asta. Da. Da, atât. Asta este. Deci cu alte cuvinte, trebuie să aibă 2 lei plus 14 plus 14. Care face 28 lei, 30 lei. S-a eliminat problema. Asta chiar a fost așa. Oh. Da. Stai că am scris și m egal cu... Hai bine, scrie. Da. Gata. Da. Am o problemă, ce? Da, problemă peste. Da. Ușoarele, ușoarele. Te rog. Acum vă zic, aflați un număr care, împărțit la 3, dă restul 2, împărțit la 4, dă restul 3 și împărțit la 5, dă restul 4. Păi spune-o de asta. Vezi? Așa trebuie să... Așa. Deci aflați un număr... Nu e egal cu cine. Care, împărțit la 3... Împărțit la 3. Dă restul 2. Restul egal cu 2. Împărțit la 4, dă restul 3. Împărțit la 5, dă restul 4. Se crește restul pe măsură ce crește numărul. Așa da. Este. Ia să vedem, Daria. Păi, am putea... Să mătrisim un lucru. Că n-ai ideea. Am ideea. Deci... Deci am putea să vedem că ne-ar da 5 ori 4 și 4 ori 3 și vedem cu cât crește. Adică prima crește, este cu 4 mai mare față de cealaltă. Adică 3 ori 2 6 și 4 ori 3 12 și prima este cu 4 mai este cu 6 mai mare. Da, tu observi când spui aceste lucruri că nu le legăm bine. Hai să scriem teorema împărțirii cu rest. Corect. Păi da, dar noi nu avem câtul. Păi nu avem cât, punem un cât 1, ce 1, nu știm cât este. Hai să vedem. Da? Da. Deci nu putem să le zicem, ne mulțim numele cel, că picăm în panta aceea. Știți partea păgupoasa voastră? Da, dumneavoastră, ne mulțim, ne împărțim acolo. Deci, Daria, cu tine vorbesc, da? Deci te rog să spui că nu e egal cu cine? Nu este egal cu 3C plus 2. 3 ori C1, un cât? Ce unul de data asta, da? Ce, vrei să întreb ceva? Dar am putea să spunem câtul X sau ca să... Poate să fie X, dar am zis X, merg pe mâna ta. Deci nu e egal sau cu 3 ori X, 3 ori X plus 2, da? Eu am lăsat ce unul, că voi avea un cât, 1, cât 2, cât 3, da? Asta e. Da, și... Păi apoi nu e egal pe altă parte cu 4 ori Y, 4 ori Y. Care Y? Alt cât. Alt cât. Nu mergem cu același cât. Nu poate să fie același cât. Da, deci am modificat împărțitorul alt cât voiam. Alt cât. Plus 3. Apoi nu e egal cu 5 ori Z. Z plus 4. 4. Păi crește numărul și crește și cât, și restul. Da, așa este. Înseamnă... Dar numărul rămâne același. Numărul rămâne același, da. E același. Înseamnă că crește, o să crească și câtul cu 1. Sigur, câtul se... nu știu cu 1. N-aș putea să spun. Dar nu ar putea numărul ăsta. Eu cred că, iată, câtul crede să scadă. Să scadă. Păi când îl împărțim la 3, cât dau mai mult. Când îl împart la 4, cât o scade. Dacă am 10 mere și dau la 3 copii,
dau câte 3 și rămâne restul 2. Dacă dau la 4 copii, voi da câte 2 mere. Scade câtul. Nu, n-ați înțeles aici. Bun, hai să facem concret. Dar am o întrebare. Ia zi, zi pasant. Dar numărul nostru ar putea fi impar sau nu par. Pentru că noi știm că un număr par nu se poate împărți la un număr impar. Da. Dar vezi cât de rest. Deci obține rest. Rămâne rest. Hai să punem impar, uite. Ea zice numărul, nu câtul. Numărul, nu ăsta. Zice că par sau impar. Nu știu ce să spun aici. Dacă tu ai... Poți fi și impar și par să dea cu rest. Da, da, cam situațiile acelea. Da. Dar noi nu ar trebui să găsim un număr care, dacă îl împărțim la 3 și la 4... Asta. Și dar noi să găsim, să găsim restul, adică dacă l-am împărțit la 3, am putea să avem acolo 5 ar fi minimum care l-am putea avea, pentru că ne-ar da un rest 2. Deci, cel mai mic număr, 5 să fie? Da, cel mai mic număr ar trebui să fie 5. 5 împărțit la 3. 5 împărțit la 3. Deci o dată și restul 2. Da. Dar 5 împărțit la 4 este 1, restul 1. Deci ar trebui să-l mai creștem. Și dacă ne ducem pe noțiunea cu 3, 6 nu ar putea fi. Deci, tu ai spus să plecăm de la 5, da? Că 5 împărțit la 5... Când am împărțit pe 5 la 5, merge o dată și restul 4. Deci chiar de la 9 ar trebui să plecăm. De la 9, corect. De la 9, da. Că dacă aici luăm pe 1. Z-ul 1, 5 ori 1, 5. Și cu 4, 9. Și cu 4, 9. Da. Hai să încercăm, hai să încercăm Z-ul 1, Z-ul 2, să vedem și până, pe numărul care îl obținem, să vedem dacă se împarte la 4, dacă se împarte la 3. Hai să încercăm așa, să pornim problema. Corect? Aici ai dimuncit mai mult un pic. Sigur. Durează, într-adevăr, dar trebuie să încercăm ceva. Vedeți-vă, aflu în situația în care eu acum nu rup problema, n-am nicio idee. Chestia asta să mulțim 3 cu 2 pe acolo, că nu știu ce, nu știu cum, nu mi se pare la îndemână. Adică nu mă duci într-o direcție corectă. Și eu te-aș zice așa, pentru Z egal cu 1. Uitați cât de tare este ideea, cum pornește problema. Pentru Z egal cu 1 rezultă nu egal cu Cassandra, nu cât este? Nu este egal cu 5 ori 1 plus 4. 5 ori 1 plus 4 și egal cu 9. Acest 9 să-l împărțim la 4 să vedem dacă restul ne dă 3. 9 împărțit la 4. Ia să vedem. 9 împărțit la 4. Egal de 2 ori, câtul 2, rezultă câtul 2 și restul cât? Restul 5. Sau 1. 1, da? Și nu dă restul 3. Atunci creștem la... cu acesta putem să creștem să... Pe Z îl mărim acum. Pe Z. Da? Controlul începe cu Z. Deci pentru Z egal cu 2. Cu 2 acolo. Da? Creștem cu unitate, da? Pentru Z egal cu 2, nu cât devine atunci? Nu-i 5 ori? Eu? Da. Nu este egal cu 5 ori 2 plus 4. 5 ori 2 plus 4. Deci nu este egal cu 10 plus 4. Adică nu este egal cu 14. Ia să vedem 14 ăsta, dacă 14 nu pățim la 4. 14 la 4 este egal cu 3. Rest 2. Deci face 3. Câtul-i 3, da. Rest 2. Câtul-i egal cu 3 și restul egal cu 2. Ne-am apropiat. Da. Ne-am apropiat un pic, nu? Am făcut un pic de progres. Da. Așa. Z-ul egal acum cu cine? 3. Cu 3. Și nu Cassandra cât va fi? Cum sună nu acum? 5 ori 3 plus 4. 5 ori 3 plus 4 egal cu 15 și cu 4 face 19. Ia să-l vedem pe 19 și să-l împărțim la 4. E bun? 19. 19 împărțit la 4. Rezultă
câtul cât este la împărțire? Cassandra? Păi 4 în 19 cât de, cât o între? 4 ori. 4 ori, adică între 16. Da, și rămâne rest 3. Se 4 și restul 3. Acum trebuie să vedem dacă îl împărțim la 4 să ne dea rest. Nu, la dacă îl împărțim la 3 să ne dea restul 2. Dacă îl împărțim la 3 să ne dea restul 2. Da. Deci zicem 19 împărțit la 3. Eu? Da. Deci, îmi pare rău să vă anunț. Nu, fără părere de rău, da. Zic că face de câtul este. Stați puțin. Păi încape de 5 ori. De 6 ori. 6 ori, e 18. 18. Da? Deci câtul este? Și restul 1. Câtul este 6 și restul 1. Nu-i bun. Restul trebuia să iei 2. Nu-i bun. Din păcate, n-am așa. Am mers la două, dar n-am mers la asta. Deci n-am mers. Iar mergi. Continuăm. Păi, suntem profesor. Da. Păi dacă mergem, putem să facem dublul lui 19? Sau, nu. Cred că o să ne mai mult dacă facem chestia. Da, de ce să sărim așa? Haideți să controlăm din nou, că chiar au mers binișor. Ok. Da? Deci pentru 10 egal cu cine? 4. 4. Nu va fi... 5 ori 4 plus 4. 5 ori 4 plus 4, adică 24. Ia să vedem 24 împărțit la 4. 24. Se face exact. 6 ori 4, da. 24. Și nu-i bine. Și restul trebuie să dea 3, nu-i bine. Mergem mai departe. Z egal cu... Domn profesor, puneți-ne dumneavoastră pe noi, că dumneavoastră aici să nu spune. Gata. Z egal cu? 5. Rezultă că N egal, tot poftim Daria. N este egal cu 5 ori 5 plus 4 și N este egal cu 29. Corect. Și atunci 29 împărțit la 4 ne-ar da 7 rest 1. Deci nu e bine. Da. De rezultă câtul 7 și restul 1. Apoi, Z egal cu 6. Da? Aici este egal cu 6 ori 5 plus 4. 6 ori 5. 6 ori 5 plus 4 și egal 34. Ia să vedem 34 împărțit la 4. Rezultă. Nu. 34 împărțit la 4 face 8. Nu? 8 da. 4, 3, 2, 2. Câtul 8 și restul 2. Asta ar merge la împărțit nu. La 3. Nu. Dar nu se poate. Nu am reușit. Mergem mai departe. Z egal cu? 7. Da. Z este egal cu eu? Da. Da. Z este egal cu 7 și atunci N este egal cu 5 ori 7 plus 4. Așa că N este egal cu 39. Și 39 împărțit la 4 este egal cu 9 rest 3. Câtul 9? Și restul 3. Merge la acest. Și merge, dar acum emoțiile sunt mari pentru a vedea ce se întâmplă la 3, da? Hai să vedem. 39 împărțit la 3. Cine? Tu, Cristina. Tu, Cassandra. Păi 39 împărțit la 3, 3 în 3 o dată. Și 3 în 9 de 3 ori. 3 în 9 și numărul împărțează cu exact. Nu ne dă război. Continuăm. Nu ne dăm bătuți. Trebuie să muncim. Nu este o metodă matematică sau ceva. Acum, dacă nu avem alte idei, n-am decât să muncesc. Și vreți să... Dacă eu nu am nicio idee... Muncim, domn profesor. Muncim, sigur. Că doar dacă ne dăm bătuți, cu ce mai e în matematică? Practic, la clasă, tu, Cassandra, ce ai face? Munca asta o faci, până când se găsește alte idei. M-aș gândi la ceva. Ia gândește-ți. Nu. Hai, eu? Hai, te rog. Z egal cu 8, așa că N este egal cu 5 ori 8 plus 4, așa că N este egal cu 44.
Și 44 împărțit la 4 este egal cu 11 și ne dă exact. Și nu este bun. Da. Cu pagina am vrut doar de chestia asta. Nu, n-ai chef, n-ai chef să mai faci mai departe. N-ai chef de, tu te las pe tine să ai o idee. Nu mai facem în continuare, nu mai facem. Am făcut eu până la 11. Deci, nu egal cu cât, cu Z egal cu... 11. La 11 abia ne dă restul. Și acum vă rog să vedeți că la 8 nu mi-a mai dat. Nu te credem, mami. Și m-am dus peste 3 pași ca să ajung la restul cât? La restul 4, da? Puțin. Deci 8, 4, 8, 9, 10, 11... Tocmai la 11. 11. Și dă restul 4, da? Restul 4, restul 3, restul 2. Mami! Da. Da. Păi faceți, să vedeți. Tu, vezi, nu. Acolo, în rest nu vă dă. Mergem și le facem și pe 8 noi. Faceți. Noi, 5 euro 40 cu 4, 44, da? 44 împărțit la 4. Cât face Daria? Daria. Oh, 44, 11 și nu este bun, eu v-am spus. Da. Pentru Z egal cu 9. Z este 9. Egal cu 9. Și atunci este N. 5 ori 9. Egal, da, cu 5 ori 9 plus 4. Da. Și N este egal cu 40 și 9. 5 ori 9, 5 ori 9 cât? 45. Și nu ne dă, pentru că dacă îl împărțim la 4, ne dă... 12, restul 12 și restul 1 și atunci 1. Nu este bun. Și atunci și mai am... ne ducem la 10. Z egal cu 10. N egal cu... N este egal cu 5 ori 10 plus 4 și N este egal cu 54 și 54 împărțit la 4 este într-o dată și ne dă acolo 3, rest 2, așa că nu este bun. Și mergem... Cât, cât tu? Cătul 13 și restul 2. Restul la Z este egal cu 11. Și N este egal cu 55 plus 4. Și 59. Da. Asta e numai. 59. Și 59 împărțit la 4, 4 în 5 odată, 19. Și intră cam de 6 ori și 16 și ne dă rest 4. Și deci cât, dacă... cât tu ești 16? Yes! 59 împărțit la 3. 59 împărțit la 3 și acolo avem 29, adică intră de 19 la 59 împărțit la 4, 14 restrui de profesor. Ce, la 4? 14. 14 da, da. 14, da. Așa, cât e 1, vezi? 12, 13, 14. Așa. Aici, da, 3, și acolo 5. Ne dă 19 rest 2. 19, ai spus, da? Da, rest 2. Câtul 19 și restul 2. Și 59, emoții mari, împărțit la 3. Nu, la 3. L-a făcut. L-a făcut. Exact. Toate le-a da. Și merge. Și deci 59 este numărul care căutați. Da. Trebuia să-l descoperiți. Dacă m-aș fi aflat în fața exercițiului exercițiu, cum m-aș fi văzut, n-aș fi avut o altă reacție pentru început decât asta, să tatonez. Să încep să folosesc exercițiu, că Casandra și cu Daria. Ne putem gândi, zice, ce faci acum? Mă gândesc. Ce faci? Mă gândesc la exercițiu. Dar dacă nu apuci să muști din exercițiu, dintr-o colț, de undeva să-l muști. Dar de ce n-am mușcat eu cu dându-i X valori 1, 2, 3, 4? De ce nu m-am dus la Z 1, 2, 3, 4? Că am văzut aici ceva. Care credeți că a fost întrebare. De ce a pornit domn profesor cu Z? Pentru că zecele era cel mai mare la... De ce nu a dat 1 lui X? Să vadă 3 ori 1 plus 2. Păi pentru că era mai ușor de acolo? Eu cred că aș ști, dar nu sunt sigur. Vreți să încercăm cu X-ul 1, 2, 3, 4 acolo? Nu mai vreți. Mai este o pagină. Nu mai trebuie. Eu cred că chiar mai mult pe o pagină. Exact, mai mult de o pagină. De ce motiv mai mult? Pentru că X-ul este mai mic și atunci noi trebuie să dăm un număr mai mare să căutăm. Deci, fiindcă împărțitorul e mai mic, da, și noi trebuie să dăm...
e mai cântul mare. Cântul îl fi mai mare, din ce în ce mai mare. Deci de asta nu până la 11. A spus să începem cu până Z. La 19, da. Până la 19 trebuie să am. A spus să începem cu Z ca să avem mai puțin de calculat. Asta e fost. Asta este. Deci eu am sesizat că îndată ce împărțitorul este mai mare aici, 5, apoi aici am șanse să-l cresc repede pe N. Da? Meu 1, 2, 3, 4, până la 11, atâta i-am dat lui Z valorile, 1, 2, 3, până la 11. Și acela s-a comportat foarte bine, numărul 59, numărul magic, cum spuneam, nu? Cassandra spunea, ăsta pe care l-am căutat atâta. Deci, în fața ieșitului acesta, aș fi plecat așa, cum m-ați și văzut. De unde? Dintr-un colț. De ce de acolo? Că m-am văzut avantajul. Da? Lui X, nu-i dau toate. Pentru că aș fi avut... Se putea și cu X, cu câte, și cu Y. Și cu X și cu Y. Trebuie să vă spun că dacă aici am făcut 11 testări, doar 11 testări, după 11 testări, da, atâta. Nicola aș fi făcut 19 testări. Și dacă luam cu Y, aveai avut 13 testări. Și Nicola, 13 testări. Deci, deci în ieșițiu, am scos ceva din testări, că urma să fac împărțirea. Deci, un număr mai mic decât încercări. Dar am zis numărul minim pe care îl pot gândi de încercări. Dar nu am putea să facem 5 plus 4 plus 3 și ne-ntre 12 și apoi mai scădeam 1 și ne-ntreau 11. Dar de unde știm, știam 5, unde putem scădeam 5 plus 4 plus 3. 5 plus 4 plus 3. 5 plus 4 plus 3, deci ăsta. Cât da, scădea 1. Scădeam 1. Păi, dar de unde știam noi că trebuie să scădeam 1? Care e logica? Lasă să facem să termin. Și vedeam că ne dădea și apoi ne dădea să luăm invers și ne dădea. Și apoi, și apoi spunem acolo la proful meu că am făcut această variantă și noi deja, și noi am inventat o chestie foarte interesantă. Da. Să le adunăm și apoi să scădem unul, ca să... Da. Ca să fie logica voastră. Da. Da. Logica voastră în toate chestiile astea. Deci pentru cei care s-ar fi apucat de chestiile astea, asta ar fi fost varianta de testări cu cele 11 încercări. Nu un pic. Da? Un pic. Copii, elegheșițiu poate fi făcut într-o altă logică. Există și o variantă de a gândi mult mai rapid, dar vă las pe voi acasă să vă gândiți. Descoperiți varianta ușoară. Da, ușoară. Păi faci o variantă ca să îndrept. Dar asta... Da. Poți fi pe da, da, aceea, care ai tu și nu spui. 3 plus 4 da. Plus 5 minus 1. Aceste ieșiți sunt desfolosite, nu așa, nu, plus, dar atunci, sunt cazul. Aceste ieșiți se fac la clasa a 5-a, foarte des, la teoria am părțit cu restul. Nu știu atunci. Uite că ai știut. Dar am găsit varianta, am găsit varianta asta destul de pământeană, să zic așa. Pentru că nu am făcut... cele 19 testări, ce am făcut. Cassandra, în afară de ideea asta care am, cu care am plecat, o alta la care să te gândești. 5 plus 4 plus 3 minus 1. Iar, aia nu știu. Da. A zis că ne lăsați pe noi, nu stricați surpriza. Trebuie să ne lăsați să ne gândim spre imaginație. Se poate, orice. Matematică. Da, da. Prin matematică, după ce ați rezolvat la proful online. 59 a fost vorba, nu? 59, de da. 59. Și era 5-11. Așa. Să... 59. Da. 4-14. Aici, ori 14, ori 11, ori 14 și ori 19. Deci, noi avem așa, 5 ori 11 plus 4. Da. Așa e 59, da? Sau tot 59, da, 4 ori este 14. Scris ca fiind 5 ori, nu, 4 ori 14. 14. 4 ori 14. Plus 3. Plus 3. Și acel 59 se scrie 3 ori 19. Plus 2. Și știți cum puteam să facem? Ia! Ca să dăm direct numărul. Păi, deci, îmi aveți o idee strălucită. 5 ori 4 ori 3, care ne dă 60.
minus 1, adică restul. 4 3, care ne dă 60, minus 1, care este care e, câtul acela care noi nu l-am avut. Aga, îți da 59 și apoi... Și de aici deci puteam... minus cât ai sus? Minus 1? Minus 1 pentru că e câtul acela care noi îl avem. Și măi, câtul e 11, 14 și 19. Păi da, dar noi acolo... Noi acolo avem cât, adică este un cât. Noi acolo avem un cât și noi din 60 ăla scădem acel cât ca să aflăm numerele. Ah. Și apoi din 59 care ne dă, da, îl împărțim la fiecare și vedem că ne dă. Și matematic. Matematic. Așa ar fi posibil. Sau, da, dacă ai noroc și îți place numărul 11, pui 11 și... Domn profesor, da, și acum vine întrebarea asta... dumneavoastră. Da. Dar dacă n-ați fi făcut problema, v-ați mai gândit la asta? Da. Corect. Da. Dacă tu 11 sau la numărul 60, 59? Da. Da, păi așa. Dacă nu era rezolvată, uite cum era problema inițial, poftim. Așa. 2, 3, 4, 3, 4 și 5. Păi da, am zis, 5 plus 4 plus 3 minus 1. Minus 1 oricum ai dau, domnul. Minus 1 care-i cât? Deci asta ne lovește, tu știi, nu fără comentarii. Ori plus, ori ori, ați văzut și cu mulțit, și cu plus între ele, și cu mulțit între ele, tot minus 1. Deci, păi ai câtul. Daria face o chestie spectaculoasă, 3 ori 4 ori 5 și dai 60 minus 1. Care are cât? Iar 3 ori 4 plus 5, dacă ne interesează Z-ul ăsta 11, am dorit și scădeți 1. Și de cât? Casandra, soluția Casandra. Da, da, soluția acum, Casandra nu e prea bună. Dacă ar fi universal valabilă, da. Ne dă 11. Nu e prea bună soluția Casandra. Dar da, ce e 11, domnul profesor? Cât? Ia obține cât? Păi da, dar care cât că noi avem mai multe cât? Ultimul cât. Unde știe noi că e cât? Da, da, v-ați interesat voi, dar vă dă eu dat 11. Soluția mea e mai bună. Ai la tine pe chestia asta un lucru foarte important. 3 ori 4 ori 5 face 60, da, și minus 1 acela, de ce? Pentru am să-ți atrag atenția, am să-ți atrag atenția că aceste câturi cresc din 1 în 1, 1, 1, da, și face legătura, că și restul e tot din 1, da, 1, 1. Vedeți? Deci există o parte aici, la resturi, 2, 3, 4. Și apoi împărțeai la fiecare. De aceea poți să te agați, tu poți să te agați, și să urmeze după aceea o demonstrație logică, corectă, a faptului că din produsul lor scazi pe 1. Da? Universal valabil? Asta vreau să fac. Hai să vedem, domn profesor. Hai să vedem așa. Dați alt exemplu. Uite, N egal cu... Un număr N egal cu cine? Așa încât N împărțit la 6 să dea restul 4. Da. N împărțit la 7 să dea restul 5. Și N împărțit la 8, să dea restul 6. După ce ce a spus logica lui Dariei, 6 ori 7 ori 8, deci 6, 6 ori 7 ori 8, mulțim împărțitorii și ăștia, face 6 ori 7, 42 ori 8, 8 ori 16. 8 ori 33, minus 1, deci 335 ar fi acesta. Ia să vedem. 335 împărțit la 6. Cum? 6 ori 6, 36. 5 ori 6, 30. Și 30. Și ne rămâne acolo 3 și ne dă 35. 6 ori 35, da. 6 în 35, tot de 5 ori. 5 ori 6, 30. Acolo trebuia să puneți alt rest, domn profesor, să nu-i corect restul. Restul 4. Da. Păi da. Hai să vedem. Rest 4, 5 și 6. Nu, 5, 6, 5, 6 și 7. 7. Da. 5, 6 și 7. Pentru că aici, dacă vă uitați, 2, 3, 4. Uh-huh. Unul mai puțin de aici. Mai puțin acolo. 6, 5. Corect. Așa să mergem și noi. Corect. Ia să vedem. Așa. Și apoi, și 335 împărțit la 7. Împărțit la 7. Și o să vedeți că am dreptate. Și
6 ori 7, 42, 6 ori... De 4 ori. 4 ori 7, 28. 28 și ne dă 5 și avem acolo 55. Cum ar fi? Ar fi... 7. 7 ori 7, 49. 9 ori 6, bun. Yes! Da. Și vedem și ultima, cu emoții, domn profesor. Da. Așa, 335 împărțit la 8. Da. Îmi bat inima. Așa, îți bat inima, da? Are emoții, domn. Cât? 4, 8, 32. 15. 1, 15. O dată. Excelent! Yes! Am spus eu, domn profesor, parcă am tot ce. Da. Deci, ne mulțim, așa, trebuie să fie așa. Da, dar ia uitați-vă, 3 cu restul 2, 4 cu restul 3, 5 cu restul 4. Păi dacă nu e așa, asta nu merge. Ăsta e secretul, acolo e, abia. Haideți să o întâlnim dacă e, profesor, dacă o le adunăm. Apropo, da. Dacă le adunăm, stai! Cum ai zis casa? Ai zis că le adunăm și să dăm pe 1. Nu? Le adunăm. 8 plus 7 plus 6, aici. Adică cât dă? 15 plus 6. 21, domn profesor. 15 plus 7, 21. Da. Și scădem pe 1. 20. 20. 20. 20. 20. 41, 47, nu ți-o dă acasă. Știu! Yay! Asta trebuie să găsesc altă logică. Trebuie să găsești altceva. Am reușit. Logica mea vrea să mă găsești. Nu, stați, lăsați-mă. Nu, și am noi și alea, dar noi și plus 1. Nu, domn profesor, le dublăm și adunăm pe unul. Îl dublăm pe ăsta și adunăm pe unul. Da. Este superbă discuția. Da. Matematica într-o stare de bine așa, e deosebit. V-am spus eu, domn profesor. Da, e bună idee. E bună și ideea mea, pentru că... Eu sunt, nu. Le dublăm. Și e de 47. 47, le dublăm. Da, da, da. Și unde știi? Ea aici are povestea cu Zetul ăla pe pleacă. Deci, dar nu, Zetul era ăsta, domn profesor, în față. Asta e, la 8. Da, da, deci facem 20 plus cât de acolo. Să îngrași asta dacă mai râdem. Așa, domn profesor. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos, mergem mai departe. Domn profesor, am rușit la față. Da, m-am rușit, da. Păi da, cum să nu reușesc când a... Cassandra se... era bună, domn profesor, nu puteți să-mi spună. Da, Cassandra se trece pe sine în a propune fel de fel de soluții, da. Imaginația-i bogată. Soluția mea merge. Haideți să ne întoarcem. Ne întoarcem la problemă și aș vrea acum explicația logică pentru data viitoare de ce așa se întâmplă. De ce se întâmplă așa? Păi dacă doar numele de la... Atenție! Șuram! Atenție! Deci, trebuie să găsesc că nu mă pot despărți de ghișițiu, încă nu mă pot despărți, pentru că vreau să-i găsesc partea ascunsă. Fetelor, deci eu sunt fascinat de ce s-a întâmplat de ghișițiu ăsta. Și vreau să, să găsesc partea ascunsă. Deci, mai insist un pic. Deci, e egal cu cine? E egal cu cine? Dar e n egal cu cine? Așa că e n împărțit la 10, hai să spunem, la 11, să dea restul 10, așa a fost format. E n împărțit la 12, să dea restul 11, și e n împărțit la 13, să dea restul 12. Da, știm. Da. Știm regula imediat. Scrie frumos. Acum mai după regula ta, hai. După domnul profesor, adică eu trebuie să spun. Nu, acum facem după regula aia, nu? Deci, le mulțim. Le mulțim cu ăsta. Toate. Ne așteptat să facem repede, că să facem noi, să vedem cine... 11 ori 12 ori 13. Deci 11 ori 12 ori 13. E, o să văd dacă o să mă... E 100... Nu ne spuneți, vă rog, frumos, da. Vreau să calculăm. Da, da, vă rog. Hai ca să muncește. Da. Ok. Gata. Zi. 1716. Corect.
1700? 16. 1716, scădem 1-1. Minus 1, da? Adică deci nu 1715. Acela, este 1715, da? Este 1715, care are această proprietate. Aș vrea să verifici dacă împărți la 11. Deci 1716, da? Da. Împărți la 11. Minus 1. Dar cu decimale, cred că ție. 156. 156 și restul cât? 156 ori 11. Da, ori 11. Dar nu 156, este 1715, a zis, da? Da. 1715. A zis 16. Împărțit la 11. 11, da. 155, da. În trei zile mă interesează. Dacă îți dă 155, acum 155 ori 11. 1705. 1075. Da, și scăzut, da. Faci și restul 10. Da. La fel se întâmplă la fiecare, acum, dacă faci. 1715 împărțit la 12. Dă 142. Acum facem 142 ori 12. Aici mai am nicio logică. Nu are logică? 1704. Eu nu mai am nicio logică ca să mai argumentez. 1704 plus 11, 1715. Corect. Da, da. Deci e corect aici. Da, da. Acum vreau să fac o modificare. Și să spunem restul, să-l băgăm aici 9, la două unități. Mm-hmm. Deci vreau să, atenție, să zicem restul este egal cu 9, restul egal cu 10 și restul egal aici cu 11. Atunci minus 2. La asta mă gândesc, minus 2. Dar atunci trebuie să scădem și decele. Păi deci nu, vreau să las așa. 1715 ăsta, da? Împărțit la... Minus 2 acum. Nu, e 1714. Deci 1714. Dar credeți că dă? Da, acum vreau să încercăm. Eu împărțit spun că dacă facem așa... 11, da? Da. 255, da, 155 ori cât am zis, ori 11. Ori da. 1705. 1700? 5. Niciun rest. Și... E cum niciun rest. Și cu restul 9 de 1714. E perfect. Da. Perfect. Da, să vezi pe la asta altul. La 12, da? La 12, da. Dar haideți să punem ca să am eu, am cât 155 la prima. Da. Deci cât 155 la a doua. Cât am zis, 1704 a zis, nu? Da. 1714. Împărțit da. La asta este, 12. Da. Împărțit la 12. Cât 142. Câtul egal 142. Cu 12. Și 1704. 1704, restul 10. Restul 10, da. Și, de, și la următor, 1714 împărțit la... La cât? La 13, domnul. La 13. Obțin 131. Ia să vedem. 131 ori 13, da? Da. 1703. 1703. 11, da. Cât? Restul 11. E perfect. Da. În concluzie, ușor, ușor încercăm să desprindem care este esența, partea tehnică, da? Algoritmul sau dacă este partea științifică. Deci dacă am dus resturile la două unități, toate la doi, se întâmplă că din produsul împărțitorilor, scădem doi. Scădem doi. Dacă duc... Din unul, nu scădem unul. Din 1 scădem 1. Dacă din 3 în 3, scădem 3. Scădem 3. Și care este motivul că acest lucru merge perfect? Asta vreau să găsim pentru voi. Deci vreau să găsim acest răspuns. De ce merge perfect? Deci, practic, noi trebuie să ne legăm numai de rest. Pentru a afla, pentru că dacă era... Nu, ne legăm de rest ca să vedem pe cât da, scădem. Da, cât scădem. Exact. La asta mă referam. Da, de mulțim, sigur că apare problema, restul aici sunt consecutive. Corect. 10, 11, 9, 10, 11. Când nu dar când nu ori fi consecutive, problema e mai complicat. Poate. Nu cred că se poate, că ai spus că nu... Tot așa, mulțim. Ne-am dat atunci. Tot de acolo, dar pe urmă
Trebuie să avem în vedere, da, lucrurile sunt mai complicate. E, da, e altceva. Deci dacă ținem să fie consecutiv acolo, treaba merge. La 2, la 3, cu cât ne depărtăm noi, da? Dar dacă nu ținem cont să fie consecutive resturile, nu cred că se poate problema. Lucrurile sunt complicate. Rămâne o problemă de studiu. Iată că dintr-o problemă te face alte și alte probleme, încercând de fapt... Da, dar frumos am noi, și gândit-o. Noi ne-am desprins, atenție, am pornit în exercițiu, am intrat în el, cu varianta aceea, teoremă împărțirii cu rest. Da. Deci trebuie să ținem cont așa. Teorema cu împărțirii cu rest era esențială ca să o scriu. Da? După care am dat de la Z începând valori, pentru că acolo împărțitorul era cel mai mare, și eu am început să mușc problema și numerele care le obțineam în dată, le căutam și la momentul care făceam împărțirea la 4 și la 3, la cu câturile respective. Bun. Mergem și... Să mai facem un exercițiu să calculăm folosind metoda factorului comun, domn profesor, că tot am lucrat ieri. O să vă dau eu un exercițiu. Nu, eu vreau să dau, nu știu de aceea. Să tu l-ai făcut pe ăla. Te rog, 102 ori 15. Deci 102 ori 15. Da. Plus 102 ori 16. Ori 16. Plus 102 ori 17. Minus 102 ori 47. Egal. Zi, Daria, că ca să am dat, n-a fost de mă, sigur, un pic, ca să și vadă și ea. Dar sigur vreau să fac o logică. Ia pe o logică. Este de foame. Pot să fac? Ies un pic, început să scrii, ieși tu n-ai scris. Scrii exercițiu? Da, am scris. Bun, hai. Așa vreau să fac. Vreți să calculezi? Nu calcula, uite ca să-ți... Uite-te, Cassandra. Un pic de rupă. Da. Deci 102, vezi aici, este aici, este aici, este și aici, și în partea asta, da? 102 e răspândit și la termenul ăsta, și aici, și aici, și aici, în componența și ăstuia, și ăstuia, și ăstuia, și ăstuia. 102 ori 3 plus... cred că e bine. Te-ai gândit că sunt 3 factori aici, nu? Da. 3 termeni. Da, și apoi fac... Dar uite-te tu, Cassandra. Cum spui 5 ori 7 plus 4 plus 2? Adică se distribuie, nu? 5 ori 7, deci 5 ori 7 plus 5 ori 4, da? Plus 5 ori 2. Ai nu cumva noi avem aici tocmai desfășurat asta? Parcă ar fi fost 102 ori. 102 ori, în paranteză. Da, deci 102 ori 15, în paranteză, 15 plus 16 plus 17, Cassandra, minus 47. Te rog să scrii. Da, ai scris. Da, foarte bine. Și egal cu 102. 15 plus 16 plus 17. 102. Păi nu, ia uite. Pe lângă 15 plus 16 plus 17, că sunt 3 termeni aici. Asta făceam aici. Da. Ea a greșit ceva. N-am greșit. Pe plus 17. Exact. Dar domnul Iscovran, eu vreau să văd dacă acelem 15 plus 16 plus 17 cât îmi dă și scădeam din... Da, prin da, 4. Făceai mulțirile astea, muncă, nu? Nu, mulțirile. Făceam 15 plus 16 plus 17. Uitați. Păi tocmai ăsta este lucrul, da. Nu? 102 pe lângă 15 plus 16 plus 17 minus 47. Face cât aici? 40 sau 50? 48. 5 cu 6, vă spus. Da, 101. Așa, 48? Da. 48 minus 47. Deci era bine că am început. Da, da. Deci 102. 102 e rezultatul. Rezultatul este 102. Cassandra, mai facem încă unul. Da, vă dau eu sau tot dumneavoastră? Nu, gândesc eu. Da. O să vă dau eu unul? Un pic. Să vedem. Nu. Nu. O secundă, lasă-mi voi eu. Deci, 5 ori
50 ori 14. Așa. Plus 70 ori 25. Egal. Ce, domn profesor, ce faceți? Vreau să nu să mulțiți numerele. Ci să vedeți voi cam ce s-ar putea scoate în factor comun. Da. 50 ori 14 plus 70 ori 25. Profesor, am o idee. Te rog. Păi, 25, 50, este egal cu 2 ori 25. Deci, în loc de 50, sunt de 2 ori 25, da? Și noi... Deci, zicem, 2 ori 25 ori 14 plus 70 ori 25, da? 70 ori 25. Dar de ce ai zis 2 ori 25? Ce? A, pentru că... Da, 50. Da, și noi facem 50 un factor comun. Și îl vedem pe 25 factor comun pentru ce? A, da, atunci. O secundă. 25 deocamdată, nu? Da, 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 da. Deci egal cu 25. Ăsta a fost motivul pentru care le rupi 50. 25 ori 14 plus 70. Deci 25 pe lângă. Scriem paranteza. 25. 14 plus 7. Nu numai 14. Mi-a venit și 2-ul ăla. Deci și 2-ul. A, și rămas, 2 14. Deci ce-o rămas să scrim acolo, da? 2 ori 14 plus 70. Și egal mai departe. 25 pe lângă... O clipă. Okay. Egal cu 25 pe lângă. 20. Mai privim aici dacă nu mai putem scrie câte ceva. Mai vreau scoatem ceva și de acolo. Încă. Încă. Mm-hmm. Păi 70 împărțit la 14, care nu ne arată. Nu, nu. Dar 14 mai poate fi scris ca 2 ori 7. A, da, 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 da. De unde avem noi 7? Păi din 14. Păi din 14. 2 ori 7, 14. Da, domnul profesor. Dar de ce nu am împărțit, că de fapt putem face într-o dată? Am putea face, dar eu urmăresc altceva. Adică 7 ori 2. Urmăresc scoaterea în factor comun. Eu mai vreau să mai construiesc ceva comun aici. Da. Dar ce faceți comun dacă... A, nu contează. 7. Probabil că da. Da. Deci vine 2 ori 2 ori 7. De unde e 2 ori 7? Din 14 la ala am scris ca 2 ori 7. Plus 7 ori 10. Plus 7 ori 10. Da. Ce e la mai departe cu... Noi acolo avem 2 de 7 și 2 de 2. Avem... 2 de 7 și 2 de 2. Unde, unde este 2? Unde sunt 2 de 2? 1,7. 2 ori 2. 1,7 și 2 de 2. Așa primim individual. Aaa. Deci, atunci avem 2 de 7. Avem un singur 7 în fiecare. În fiecare, nu 2 de 7, nu-i bine. Da, da, da. Avem câte un 7 comun. Corect. Și atunci pe ce 7 comun îl punem în față? Îl dăm în față. Aaa, da, 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 da. Deci aplicăm încă o dată operația asta. Deci egal mai departe cu 25. 20, da. Deci... Cine spune? 25 ori Casandra? Pe cine îl dăm în factor? 7. 7 Casandra, pe lângă. Ce a rămas? 2. 2 ori 2. 2 plus 10. Plus 10. Dar 10 poți să zic 2 ori 5. Oh, da. Și ia lu avem 2 de 2. 2. Și îl pune pe 2 pe 2 și 25. 25 ori 7. 25 ori 7 ori 2 este egal pe lângă 2 plus 5. Pe lângă 2 plus 5. Și nu mai putem da factor comun. 2 plus 5. Și egal mai departe cu 25 ori 7 ori 2 ori 7. 25 care putem să scriem din 5 ori 5. Nu mai scriem. 25 ori 7 ori 2 ori 7. Ori 7. Dar 25 ori 2, 25 ori 2 face 50. 50 plus 45. 50 ori 40. 49. Lăsați-ne pe noi să facem. Da. 50 ori 49. Lăsați-ne pe noi să facem. Gata. E? Cât avem? 2450. Da, și 2450. Egal cu 2450. Sigur că puteam ajunge la același rezultat să fac. 50 ori 14, dădeam un rezultat. Da, avem un număr. 70 ori 25, un alt număr. Le adunam cele două numere și tot așa, 2450. Dar pare frumos
acest mod de lucru când vedeți factori comuni. Da. Foarte interesant este. Aplicăm distributivitatea mulțirii față de adunare. Și acum iar vă mai dau eu încă unul. Oh. Dați-ne mai scurt. 2 ori 3 atenție, 2 ori 3 ori 4 plus 6 ori 29 plus 12 ori 30 egal. 29 plus 12 ori 30. Păi, pot să dau o chestie? Zi. Noi acolo avem 2 ori 6 care ne dă 12 și 3 ori 4 care ne dă 12. Deci tu sesizezi că pe 12 îl pot scrie ca fiind 2 ori 6, da? 2 ori 6. Că ai văzut aici 6 și ai vrea să fie 6 comun peste tot. Da. Și atunci rupe. Și avem 6 ori 2 și 3 ori 4 care ne dau. Sau 2 ori 3 pur și simplu ăsta face 6. Da. Și apoi și atunci poți să scriu 6 ori 4. Hai să scriem așa. 6 ori 4 plus 6 ori casamla, ori cât? 6 ori 29 plus 2 ori 6. Perfect. 2 ori 6 ori 30. De egal mai departe. Ei, ce urmărim acum? Uitându-ne de la un capăt la altul. 6 ori 4. Nu, să observăm pe 6 comun. Îl vedem și aici, și aici, și aici. Și pe 6. 6 pe lângă. Scoatem un factor. Scoatem un factor. 6 pe lângă. Ce a rămas din primul? 4. Da? Plus 29. Plus 3. Dar ai scris? Asta plus 2 ori 2 ori 30. Adică 60. Da, da. Deci, frate. Îl scoate pe 6. Deci, 6 l-am șters. Rămâne 4, rămâne 29 și rămâne aici 2 ori 30. Adică rămâne plus 60, da? Da. Din 6, pe lângă. Ori. Hai să vedem cât dă numărul. 6 ori. 6 ori. 4 plus 21 plus 60. Așa. Păi cât fac? Păi, a, păi mai trebuie să zic ceva. Păi nu mai avem niciun factor. Nu mai vedem vreun factor aici. Că 29 e număr prim. Da? Dacă ăla nu mai dă nimic, gata. 93, așa. Da, 6 ori 93. Și terminat existul. Dă-mi, te rog. Alte setițe? Am așa. Hai zi, iubita, întreabă. Păi îi făceam noi mulțirea aia, 6 ori 19, dacă vrei. Suma a două numere consecutive este 29. Suma a două numere consecutive este 29, adică A plus B egal cu 29. Cine sunt cele două? Să se afle numărul mai mic. Așa. Deci suma a două numere consecutive e 29. Cum adică numărul mai mic? Ai sunt mai multe posibilități. Păi, dar două numere consecutive, ce înseamnă? Unul e 19 și unul e 20. 29 minus 1, 28 împărțit la 2, care ne dă 14. Deci A egal 14 și B egal 15. Da. Asta era poanta, da? Deci da, este... da, am rezolvat poanta. Da. Păi, dar dacă nu știi ce înseamnă consecutive? Păi, n-am auzit consecutive. Suma a trei numere consecutive, A plus B, plus a doua era. A trei, da, eu. Da. Suma, eu dau alte niște. Vrei să-l faci acolo? Aaa, atunci am mulțumesc că mi-am dat direcția. Ți-ai dat seama că ea vrea să și scrie. De suma a trei numere consecutive este 33. 33? Da. Da. Să se afle numele. Consecutive, adică, doamnă. Suma a trei numere consecutive. Poți să fac pe da, sigur, lucrează. Suma a trei numere consecutive este 33. 33 minus...
încearcă, încearcă să vezi, să faci pe segmente. Cine e primul, cine e al doilea, da, da. Cine e al treilea. Păi, normal că ai cel mai mic, bei mai mare decât tacul 1, cei mai mare decât tacul... A, minus 2. Cu 2, da? Da, 30 minus 2. Minus 3, minus 3. A, 3? Da, deci trebuia să... Deci trebuia să te duci, să fii mai hotărâtă, mai convinsă. Fii așa mai, da, exact. Că n-ai fost așa. 30 părți de 3, egal cu 10. Suma a 5 numere consecutive. Suma a 5 numere consecutive. A plus B plus C plus D plus D, da. Ne dă. A venit, da. Ne dă cât? A plus B plus C plus D plus E. Egal. A plus B plus C plus D plus E este egal cu 29. Așa. Apoi să ștergeți că nu trebuie să vă ce faci. Da. 60. Da. Suma 5 numere consecutive este 60. Aflați numerele. Fac, stați liniștit. Stau liniștit, cum să zic. Uite, am o liniște de nu-ți povestesc. Scrie frumos. Descriem direct rezultatele. Adică să mai facem... Domn profesor, a trecut ora, dacă mă lăsăm așa se fragmentează. E o oră și cât? O oră și două minute. Și două minute. Rupe auto. Gata, am făcut.